Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Trecut în decembrie au fost vândute mai multe mașini electrice decât diesel, scrie Financial Times, în Europa. Deci mașinile electrice au depășit mașinile diesel în vânzări. Noi. Noi, da. Da. Și noi. Asta e veste proastă pentru România, noi, că mă aștept ca toate dieselurile vândute până acum să sosească rând pe rând către noi. E, aici, noi și nu în România. Da. Da, aici e o precizare. Eu am niște prieteni care sunt fierți pe mașini diesel. Pentru eu e foarte grea tranziția asta. De ce, tată, că o să fie ieftin de acolo? Păi nu, ai zice că, nu? O să fie ieftine. Și cu toate astea, oamenii își caută acum mașini, am doi prieteni în situația asta, și sunt uluiți de cât de scumpe sunt mașinile diesel, deci ar fi fost de așteptat să fie foarte ieftine în condițiile în care nu se mai fabrică, înțeleg. Păi cum să se fabrică? Nu s-au prăbușit în vânzări, mașini electrice s-au vândut mai bine decât mașinile diesel și este din cauza crizei semiconductorilor și a termenelor foarte lungi de livrare pentru mașinile noi. Piața mașinilor second hand a crescut foarte tare. Deci ăsta este motivul. Acum e o idee, n-aș spune că e o idee proastă, că asta e, trebuie să-ți iei o mașină sau vrei să-ți o schimbi, e problema ta. Dar e mai scump și mai greu să-ți schimbi mașina. Dacă vrei să-ți cumperi o mașină nouă, trebuie să aștepți mai mult după ea. Corect. Luni, adică sunt termene de 2 ori, de 3 ori mai mari decât erau înainte, iar mașinile la mâna a doua sunt mai scumpe. Pentru că nu pot fi luate sau se cumpără mai greu mașini noi. Dar pentru mașinile pe motorină, problema e de mai mulți ani, de câțiva ani, de când a început scandalul emisiilor falsificate. Mulțumim Volkswagen. Și cine a mai fost după aceea? Electricele practic au toți bonusuri și, mă rog, primesc subvenții generoase, cam peste tot în Europa. Noi, în România, știți, suntem aici subvenția record. Cei mai mulți bani pentru o mașină electrică nouă sunt dați de guvern în România, din Europa. Deci în Europa Occidentală, peste 20% din noile mașini vândute pe piețe, pe 18 piețe europene, inclusiv Marea Britanie, erau alimentate exclusiv pe baterii. Mașinile diesel, inclusiv diesel hibrid, au reprezentat mai puțin de 19% din vânzări. Deci oricum dieselul a scăzut foarte mult. Și în 2015, de exemplu, modelele diesel reprezentau mai mult de jumătate din livrările din Europa Occidentală. Adică tendința este clară. Acum 6 ani, una din 2 mașini noi vândute în Europa era diesel. Acum una din 5. Da. S-a ajuns la asta, mai puțin de una din 5. Prima lovitură a fost aia, că au fost interzise în orașe mari din Europa, practic nu mai puteau circula. Sunt câteva orașe. Acum nu știu dacă sau dacă circulau, circulau cu restricții foarte mari, costa foarte mult să plătești o taxă de un timbru de ăsta verde, ceva în genul ăsta. Și m-am gândit, băi, zic, pot să-mi iau mașină diesel dacă vreau să mă duc în Frankfurt. Nu pot să-mi iau mașină diesel, că nu îmi dă foie în Frankfurt. Păi nu cred că te-ai gândit așa. Nu e. Auză, știi că nici în Grecia nu se folosesc dieseluri? Dieseluri. Din câte știu, nu se matriculează mașini diesel. E, cum să nu se matriculează? Nu, eu așa știu, că nu se matriculează. Uite, poate mă contrazice cineva. Nu se poate. Dar știu că la un moment dat am discutat cu cineva la o benzinărie. A fost o chestie genul ăsta total întâmplătoare. Mm-hmm. Și mi-au spus că nu sunt mai... Vând benzină diesel în continuare pentru că au turiști care trebuie să folosească... Motorină se cheamă benzină diesel. Așa, motorină. Am zis benzină diesel? Da. Practic e ca o benzină, dar e diesel. Da. Hai ca, e bine. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.